ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. În această perioadă, după cum probabil bine ați văzut pe toate rețelele posibile și în presa locală și centrală, s-a instaurat o alertă epidemiologică din cauza gripei. Ce-i drept, aceasta este perioada în care cred că an de an au fost poate mai multe cazuri de gripă, cazuri de infecții acute respiratorii, dar mai discutam așa cu unii dintre hunedoreni și îmi spuneau că o răceală precum cea pe care au avut-o acum nu au prea simțit-o în anii trecuți. Dacă o fi de vină poate și COVID-ul, de care am scăpat, cel puțin așa aparent, doar că și aici se mai înregistrează în continuare cazuri. Dacă o fi de vină sistemul nostru imunitar, e greu de spus, asta cu siguranță medicii ne pot spune și este bine să apelăm la ei atunci când simțim că starea noastră de sănătate nu este una întocmai bună. Iar medicii de familie sunt cei care ar trebui cel puțin să aibă o legătură permanentă cu pacienții și nu să fie umplute sălile de așteptare la secțiile UPU, așa cum de asemenea știm prea bine că se întâmplă de cele mai multe ori. Discutăm așadar astăzi despre ce trebuie să facem în această perioadă, ce înseamnă această stare de alertă, dacă trebuie să ne alertăm într-adevăr sau trebuie să învățăm să gestionăm cât mai bine această situație și vom discuta și care sunt măsurile care vor fi luate sau sunt deja luate și în școli, dar și în spitale din această cauză. Pentru acest lucru am invitat-o astăzi alături de mine pe doamna dr. Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Doara, bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit, salut telespectatorii dumneavoastră! Ne bucurăm să vă avem alături, chiar dacă aproape de fiecare dată avem unele discuții care nu dau așa un motiv de bucurie, dar este realitatea și trebuie să prezentăm telespectatorilor noștri ce se întâmplă și dacă ne mai oferiți și câteva sfaturi, cu atât mai bine, pentru a putea să știm, așa cum am spus puțin mai devreme, să gestionăm astfel de situații. Ne aducem aminte la debutul pandemiei de coronavirus, când cred că pe mulți dintre noi ne-a afectat mai mult panica, starea aceea de alertă permanentă și mai puțin virusul în sine. Iată de ce este bine să învățăm să gestionăm astfel de situații. Acum vorbim despre o alertă epidemiologică din cauza gripei. Cred că în fiecare an după pandemie vorbim despre o alertă epidemiologică datorită gripei, pentru că suntem în sezonul rece. Întotdeauna sezonul rece înseamnă creșterea incidenței bolilor cu transmitere respiratorie, a infecțiilor acute respiratorie, din care gripa face parte din această mare familie. Nu scăpăm de ea. Nu avem cum să scăpăm. Gripa este dată de virusurile gripale. Deci și aici nu vorbim doar de un virus, ci vorbim de o familie, familia virusurilor gripale, care sunt multe și datorită acestui fapt, în fiecare an știți foarte bine că se face vaccinarea cu vaccin gripal sezonier. De ce se cheamă sezonier? Pentru că în fiecare an sunt studiate circulația virusurilor gripale la nivelul globului de către specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății și se stabilesc care virusuri gripale au o circulație mai mare și atunci structura vaccinului antigripal sezonier din anul respectiv este stabilită astfel încât să se asigure o acoperire vaccinală față de virusuri gripale care au o circulație foarte mare. Dar ca de fiecare dată este o recomandare de a fi vaccinat, nu este o obligativitate. Întotdeauna, și știți foarte bine, recomandarea este
în special pentru grupele de risc. De ce? Pentru că ele sunt cele care pot să facă forme grave ale gripei. Și atunci complicațiile apar cu o frecvență mult mai mare la aceste persoane și da, poate să apară și complicația majoră care înseamnă deces. Și au fost astfel de cazuri și în județul Hunedoara și la nivel național? Întotdeauna sunt. Am avut în acest an astfel de cazuri de deces din cauza până gripei? La această oră au fost suspiciuni care au fost infirmate. Cauza decesului nu a fost până la urmă datorită gripei. Deci întotdeauna știți foarte bine că și în cazul în pandemie cazul infecție cu virusul COVID poate să fie, da, infecția cauza decesului sau, până la urmă, din păcate, boala de bază, boala cronică de bază. Iar această infecție, practic, accelerează... Accelerează sau duce la apariția, după vindecare, la apariția complicațiilor bolii de bază care... Da, pot să ducă și acestea la deces. Deci trebuie să știm clar, da, este o recomandare, dar recomandarea pentru grupele de risc ar trebui să fie un, ca să folosesc așa limbajul din lumea modei, un must have. Da, deci ar trebui să fie făcut, pentru că formele grave este clar că pot să ducă la, da, la timp mult mai mare de boală, la recuperare mult mai gravă, pentru că, atenție, după trecerea printr-o gripă, recuperarea nu este chiar așa imediată. Recuperarea poate să dureze între 2 și 4 săptămâni, deci nu este o recuperare ușoară. Foarte multe cazuri și apropiați. Am observat și la 2-3 săptămâni după ce se presupune că a trecut gripa, tușesc în continuare, au anumite stări care le creează un anumit disconfort, chiar dacă nu... Obosesc mult mai repede. Exact. Da, pentru că refacerea aparatului respirator este mult mai grea și pe lângă acestea avem și aparatul vascular cu tot ce înseamnă pompa, deci cu inima și tot ce înseamnă arterele din organism care suferă și ele în momentul în care avem infecție gripală. Dar să nu uităm că nu doar gripa este, sunt foarte multe, asta gripa, la fel este o viroză. Din nou vreau să transmit populației, este o viroză, deci atenție, dacă medicul nu îți dă tratament cu antibiotice, înseamnă că știe el, pentru că antibioticele sunt medicamente împotriva bacteriilor, iar în cazul gripei avem, da, și tratament cu antivirale și oseltamivirul este unul din medicamente. Nu pot să spun denumirea comercială, da, pentru că da, e mai complicat. Oseltamivir, denumirea comercială este cunoscută de majoritatea persoanelor, dar aș fi acuzată că fac reclamă. Este un antigripal, dar întotdeauna să știți că tratamentul începe cu simptomatice. Ce înseamnă simptomatice? Sunt acele medicamente care te fac să te simți bine, liniștind semnele și simptomele de boală. Adică antidureroase, pentru că gripa este clar, are debut brusc, cu stare generală alterată și acele dureri musculare care te fac să te simți ca bătut și atunci dai ceva antidureros, antiinflamator. Da, dacă apare și catarul, adică scurge nasul, rinoreie, dai și medicamente care îți asigură un confort pentru o respirație bună, chiar dacă este doar locală și chiar dacă sunt derivate de substanțe care
pot să aibă pe termen lung efecte grave. Știți foarte bine că există acum discuții pe baza medicamentelor care au aceste medicamente incluse, care au efect la nivelul cavității nazale, dar pe orice medicament scrie clar, tratamentul nu se depășește 3 zile. După 3 zile, dacă îl iei singur, te duci la medic și dacă se consideră, se mai prelungește până la 5-7 zile, dar nu mai mult. Efectele... Deci timp de 3 zile putem să luăm noi singuri aceste simptomatice, tratamente, simptomaticile, fără a fi nevoie de o rețetă sau neapărat de sfatul medicului, doar că ce depășește acele 3 zile... Cel mai bine ar fi totuși să existe și sfatul medicului, pentru că dacă le luăm totuși după ureche, s-ar putea să facem mai mult rău decât bine și să apară complicațiile. Dar vedeți că de multe ori am mai încercat în trecut, am luat acele pastiluțe, ne-au făcut bine, facem același lucru și ulterior. Da, de aceea întreb... Întotdeauna, la primele semne și simptome de boală, deci am spus în cazul gripei, stare generală alterată, bine, și infecția cu virusul COVID, dacă ne amintim tot același lucru, diferența este acolo că pot să mai apară și acea anosmie, adică nu mai ai miros, nu mai ai ageuzie, care înseamnă că nu mai ai gust, și chiar niște manifestări digestive. Până la urmă, tratamentul poate să meargă asemănător până la nivelul în care este nevoie și de introducerea antiviralului, pentru că antiviralul pentru gripă este diferit de antiviralul pentru infecția cu COVID și atunci este clar că ne izolăm la domiciliu, luăm legătura să ne programăm la medicul de familie, iar când mergem spre medicul de familie, ar fi clar bine atât pentru noi, deci pentru că noi deja am zis nu mască. Nu, masca nu este un obiect de tortură, ca să înțelegem acest lucru. Sunt state care au folosit și cred că și foarte mulți ani. Cred că și pe mine m-ați auzit întotdeauna înainte de pandemie că este bine să utilizăm masca. De ce? Pentru că ne apărăm noi pentru apariția complicațiilor și îi apărăm pe cei din jurul nostru în drumul spre medicul de familie, ca să nu mai vorbesc de sala de așteptare a medicului de familie, în care s-ar putea să fie bolnavi cronici, la care o infecție putea fi fatală, poate să din păcate. Ducă la apariția cumva din mentalul colectiv a cam dispărut gândul acesta că am putea să avem și COVID. E o gripă, e o simplă răceală, este recomandat în continuare să fie făcute acele testări pentru a vedea exact care este tipul de virus pe care îl avem, tocmai pentru a ne fi administrat un tratament corespunzător și corect. Exact. Acum știți cum, da, sunt semne și simptome pe care fiecare medic le știe, le cunoaște și poate să diferențieze un lucru, dar a conduce tratamentul corect înseamnă și un diagnostic corect. Iar diagnosticul corect și sigur este pe baza analizelor de laborator. Și atunci există teste atât pentru determinarea virusurilor gripale, cât și teste pentru determinarea în continuare a infecțiilor COVID. După cum am spus, în niciun caz nu o să dăm antivirale pentru infecția COVID dacă la laborator avem analiza că avem un virus gripal. Dar înainte de laborator putem utiliza acele teste pe care le găsim de câțiva ani și chiar sunt destul de cumpărate, sau cel puțin au fost destul de cumpărate acele teste din farmacii. Da, bineînțeles. Și acela poate indica corect că, da, o infecție. În special că există și acele teste rapide care sunt, cum ar veni, duble. Atât pentru gripă, cât și pentru COVID. Deci este mult mai rapid diagnosticul și, da, avem un diagnostic corect. Ele se utilizează
Și, după cum ați spus, în secțiile de primiri urgențe, că sunt UPU sau CPU, tocmai pentru diagnosticul rapid și îndrumarea rapidă a persoanelor în funcție de simptom, patologie mai gravă, și atunci, în momentul în care simptomatologia este mult mai gravă, apar și decompensări ale bolilor de bază, înseamnă internare, sau tratament la domiciliu cu izolare, care înseamnă concediu medical. Nu vorbim de acea izolare care însemna înainte că venea poliția și vedea dacă într-adevăr stai acasă sau nu. Dar, după cum am spus întotdeauna, tratamentul unei boli infecțioase înseamnă atât medicamente simptomatice, dacă există și medicamente care sunt împotriva agentului etiologic utilizarea acestora, cât și regimul alimentar, întotdeauna mesele să aibă o cantitate mai mare de proteine. De ce? Pentru că ajută sistemul imunitar să-și formeze acei anticorpi. Proteine de tip animalier, pentru că ele conțin toate acele cărămizi care înseamnă aminoacizi esențiali. Sunt mai sensibili veganii în această perioadă, spre exemplu, că spuneați de alimentație și în ceea ce privește proteina animală, iar în cazul veganilor aici este exclus. Da, acum să sperăm că poate sunt totuși lacto-ovo-vegetarieni, pentru că atunci își iau proteinele de calitate întâia din produsele lactate și din ouă, care conțin proteine de calitate întâia. Da, de ce sunt mai sensibili? Pentru că este clar că trebuie să faci o combinație foarte, foarte atentă a produselor vegetale, pentru că produsele vegetale nu conțin toți aminoacizii esențiali. Și tu trebuie să-ți aduci organismului aminoacizi esențiali. Ei sunt în număr de 8 și 2 aminoacizi sunt semi-esențiali, deci în anumite stări fiziologice sau stări patologice, cum este și o infecție acută, devin esențiali. Și atunci tu trebuie să iei foarte multe produse de tip vegetal, astfel încât să-ți aduci acești aminoacizi esențiali sau, da, să completezi alimentația cu acei aminoacizi care nu există în produsele alimentare vegetale. Asta înseamnă și anumite suplimente, să spunem, suplimente care conțin, dar și știți cum, și folosi. Aici trebuie să știi foarte bine. Și atunci, clar, este mult mai simplu să iei dintr-o proteină animalieră de calitatea întâia, pentru că vorbesc, pentru că și aici, dacă nu este de calitatea întâia, din nou avem aminoacizi care lipsesc, care sunt ouăle, da? Deci dacă nu dorim să mâncăm produse care au fost obținute prin uciderea animalelor, putem să utilizăm ouăle, laptele și produsele lactate care au proteine de calitate întâia. Deci mai ales în perioada de creștere și dezvoltare, deci vorbim de copii, adolescenți, când este și acea furtună endocrină și au nevoie de acești aminoacizi esențiali, și de asemenea în cadrul bolilor infectocontagioase, pentru că altfel organismul se reface mult mai greu, se reface poate cu sechele, ceea ce nu dorim. De asta, clar, eu nu mă bag într-o polemică, dar dacă găsim o listă de alimente și vedem care sunt aminoacizii esențiali, putem trage singur concluziile de acolo cu siguranță. Concluzia. De cele mai multe ori, atunci când auzim acest termen de alertă, ne bag așa puțin în experiență și ne cam, cam regândim așa puțin ce avem de făcut. Avem într-adevăr motiv să ne
temem în această perioadă, odată cu instalarea acestei alerte epidemiologice, ce trebuie să facem, care sunt măsurile pe care și autoritățile le iau în această perioadă și poate întrebarea esențială este de ce s-a instaurat această alertă? Au fost prea multe cazuri? Pentru că, după cum a spus și domnul ministru, în fiecare săptămână, Institutul Național de Sănătate Publică adună datele statistice de la nivelul direcțiilor de sănătate publică cu privire la evoluția infecțiilor acute respiratorii. Evoluția a fost în creștere. Timp de 3 săptămâni pot să vorbesc despre județul Hunedoara, în care am avut o evoluție de la aproximativ 1600 de cazuri, apoi la 1900 de cazuri și în penultima săptămână de raportare, înainte de declararea alertei, 2423 de cazuri. Deci, clar, o creștere. La fel, o creștere a cazurilor de gripă. De la 19 la 76 și apoi la 100 de cazuri de gripă. Clar, se vede doar pentru județul Hunedoara, pe țară au fost mult mai multe cazuri. Domnul ministru a declarat că majoritatea cazurilor, peste jumătate din cazurile de gripă, au fost în București, în un oraș în care clar oamenii sunt mult mai apropiați, ca să spunem, nu? Deci avem o distribuție a populației mult mai densă. Și clar, circulația virusurilor gripale este mult mai rapidă. Și atunci s-a hotărât acest ordin, care a fost și anul trecut în sezonul rece, de alertă epidemiologică, prin care s-a anunțat toate unitățile sanitare, mai ales unitățile sanitare cu paturi, să asigure clar tot ce înseamnă substanțe dezinfectante, tratamentul pentru gripă, deci antiviralele pentru gripă, tot ce înseamnă triajul epidemiologic, în special al personalului, cât și al pacienților în fiecare zi, da, semne simple. Prezinți febră, stare generală alterată, dureri musculare, este clar că atunci vei fi testat și va face un tratament corespunzător și da, purtarea măștii, pentru că trebuie să apărăm și personalul medico-sanitar, pentru că avem nevoie de el, nu? Cineva până la urmă trebuie să ne trateze și indicația este că este bine să se poarte această mască în unitățile sanitare din toată țara. Sunt pregătite spitalele din județul Hunedoara pentru un posibil val, poate și mai mare, de viroze, cazuri de gripă, spuneați și de medicamente. Sunt suficiente și în farmacii, în spitale, sunt aceste pregătite medicamente? Pentru că întotdeauna spitalele din județul Hunedoara au făcut față, știți foarte bine, atât în pandemia de gripă porcină, deci începând din 2009 au fost pregătite și au stat acolo în prima linie, atât în pandemie. Avem 3 spitale care au secții de boli infecțioase, adică Spitalul Județean Deva, Spitalul Municipal Hunedoara și Spitalul Municipal Vulcan. Dar, de asemenea, bolile acute respiratorii pot să fie tratate pe orice secție, cu, într-adevăr, cu izolarea salonului în care sunt pacienții cu infecția acută respiratorie. Pentru că, da, nu vrem să realizăm focare în unitățile sanitare cu paturi. De asemenea, după cum a spus și domnul ministru în comunicatul de presă, fiecare spital poate să-și are libertatea de a stabili câte paturi
sunt utilizate pentru infecțiile acute respiratorii. Dacă numărul infecției cu virusul COVID este în oarecare menținere, pentru că noi am avut raportate între 51 de cazuri, 49-45, deci nu putem spune că este o creștere sau o scădere așa brutală în fiecare săptămână. Aceste cazuri nu au fost așa de grave să necesite supra-solicitarea sistemului sanitar din județ. Deci, până la această oră putem spune că nu avem supra-solicitarea unităților sanitare cu paturi din județul Hunedoara. Dar pentru acest lucru trebuie să facem și noi, adică până la urmă fiecare instituție, pentru că aici în ordin reguli care ar trebui să fie îndeplinite doar de unitățile sanitare, ci și reguli care să fie îndeplinite de către orice instituție. Ar fi bine să existe acel triaj epidemiologic la fiecare instituție. De ce? Pentru că atunci nu ar mai părea focare și instituția ar funcționa în continuare la capacitatea maximă. Persoanele care prezintă semne și simptome de boală ar primi tratamentul corespunzător și nu ar îmbolnăvi pe ceilalți colegi. Sunt unele județe din țară în care am văzut că s-a instalat acest triaj zilnic și în școli. Bineînțeles, urma de aici să... Urma, și responsabilitatea părinților cred că este destul de mare, chiar dacă uneori poate nu au cu cine să-și lase copiii acasă și aici este o problemă destul de des întâlnită, dar e important să își protejeze copiii și să se protejeze și pe ei. Și pe ei și până la urmă și, pe cei din jur și familia lărgită și bunicii care au grijă de copii după orele de la școală, pentru că aceste reguli au fost transmise inspectoratelor școlare, cât și direcțiilor de asistență socială care au în subordine medicii școlari din orașele și municipiile din județul Hunedoara, de asemenea și la asistenții medical-comunitari, pentru că, da, în școală, după cum știți și în pandemie, profesorii, învățătorii făceau acel triaj observațional. Orice copil care îl vedeai că, așa, nu este foarte atent, este moleșit, era trimis la cabinetul medical în care se vedea dacă are febră sau nu, starea generală, și era izolat până când veneau părinții să ia copilul și ca să meargă la medicul de familie. Cel mai bine, da, este dacă vezi copilul înainte să îl duci la școală că nu se simte bine, copilul poate nu spune, dar tu îl vezi că este moleșit, este greu să se îmbrace și nu se alintă. Pentru că nu vrea să meargă la școală sau la grădiniță, da. Face acest lucru pentru că într-adevăr are o problemă de sănătate, nu se simte, da, bine. Și până la urmă o simplu mână pusă pe fruntea copilului poate să-ți dea o dată despre cum se simte copilul, atunci este bine să nu mai duci la unitatea școlară și să mergi cu el la medicul de familie, pentru că, da, medicul de familie este cel care cunoaște toate antecedentele personale a fiecarei persoană care este înscrisă pe listele lui și tratamentul este adecvat persoanei respective. Întotdeauna tratamentul este și în funcție de persoana respectivă, nu este același tratament pentru toată lumea. De ce? Fiecare dintre noi suntem o entitate și până la urmă fiecare dintre noi avem, da, unii și boli cronice care duce la acea parte de tratament personalizat, să spunem. Și da, încă mai putem să ne vaccinăm. Să ne vaccinăm antigripal, pentru că anul acesta vaccinarea se face pe bază de prescripție medicală,
tot ce înseamnă grupe de risc au vaccinare gratuită, deci compensare 100%, rețeta e compensată 100%, se ia vaccinul din farmacii, există unele farmacii care fac ele vaccinul antigripal sau te întorci la medicul de familie și se realizează vaccinarea efectivă. Grupe de risc ce înseamnă? Înseamnă copii, femei gravide, orice bolnav cronic, indiferent de vârstă, persoanele peste 65 de ani și personalul medical. Iar pentru ceilalți, și aici vestea este mult mai bună, pentru că înainte nu era compensat deloc vaccinul, acum compensarea este de 50%. Se mai găsește? Am văzut în unele județe, în mediul online, ce-i drept, anumite comentarii că ar fi vrut să se vaccineze, însă nu au mai găsit acum dozele de vaccin necesare în unele farmacii. Poate că nu îl găsești în momentul respectiv, dar sigur a doua zi farmacia îl va aduce, pentru că și aprovizionarea farmaciilor poate să fie în funcție de cerere. De ce? Pentru că este un medicament care are condiții de păstrare speciale. Și atunci nu pot să supraaglomerezi și să faci un stoc mult prea mare, că nu. Este poate complicat pentru a se asigura stocuri mult mai mari, dar nu cred că dacă mergi la o farmacie nu vor face orice ca să ai la dispoziție vaccinul. Da, nu în minutul respectiv, dar sigur se va asigura. Și este un lucru foarte bun, pentru că sunt voci care întreabă, da, de ce? Că acum e gata, mai avem un pic și sezonul rece. De ce am mai face acum acest vaccin? Că, iată, cum spuneați, mai e o lună și la ce temperaturi avem acum afară și ce urmează din câte spun meteorologii, parcă vine primăvara. De ce mai trebuie să ne vaccinăm antigripal? Da, parcă vine primăvara, dar încă circulația tuturor virusurilor și bacteriilor este... Ba chiar mai învie unele dintre ele, nu da, acum în această perioadă unele, cu pic de căldură. Poate unele au condiții, li se asigură și condițiile de dezvoltare, nu doar de supraviețuire. Și atunci întotdeauna putem spune că vaccinarea salvează vieți. Sau sunt persoane care spun, da, m-am vaccinat, dar am făcut gripă. Da, ai făcut gripă pentru că, după cum am spus, vaccinul gripal sezonier conține tulpinile care au o circulație cea mai frecventă stabilită de către cei medici de la Organizația Mondială a Sănătății. Virusurile gripale sunt mult mai multe decât în număr de 4 care sunt conținute într-un vaccin antigripal. Deci poți să mai faci gripă, dar cu siguranță nu vei face complicațiile gripei și vei face o formă ușoară la care recuperarea va fi de 2 săptămâni, nu de 4 săptămâni. Aici se simte diferența între cei vaccinați și cei nevaccinați. Este o practic diferență importantă pe care eu zic să o avem, pentru că o înțepătură, din nou, acele în secolul 21 sunt mult mai traumatice decât erau în urmă cu 30 de ani. Deci este clar că este o suferință minoră, iar da, efectele secundare există, pot să existe durerea locală, roșirea locală, dar sunt mult mai puține și chiar am avut o întâlnire ieri cu angajații de la fabrica DHS, cărora le-am spus că dacă o să aibă răbdare să citească prospectul de la aspirină, care până la urmă este cel mai cunoscut medicament și cel mai vechi, pentru că era utilizat și de Hipocrate, extractul de coajă de salcie, care este aspirina, o să vadă că s-ar putea să fie mai multe complicații sau efecte secundare pe prospectul de aspirină decât pe prospectul vaccinurilor. Și atunci
haideți să înțelegem, orice medicament are și efecte secundare, poate să ducă și la complicații, dar în momentul în care un medicament previne apariția unei boli, și aici vorbesc de vaccinuri, nu știu ce ne face să nu accesăm acest lucru de prevenție și să dorim neapărat să trecem prin boală, pentru că suntem în alertă. Spune unii, ne vom căli așa, și cred că ați auzit de nenumărate ori acest termen, lasă că și acel copil se călește dacă trece prin boală și eu ca adult voi rezista probabil mai târziu altfel în fața unor astfel de probleme. Da, dar cred că te putem căli prin două înțepături, ca să spun așa. Tu este același lucru. Mai eficient. Este același lucru decât să ne călim trecând prin boală, pentru că da, suntem în alertă epidemiologică de gripă, dar suntem în epidemie de rujolă. Deci am zis două înțepături, pentru că vaccinul reore, adică împotriva rujolei, oreunului și rubeolei, înseamnă vaccinarea la 12 luni și vaccinarea la 5 ani. Da, acum suntem în epidemie și mai avem și o doză zero, care înseamnă posibilitatea de vaccinare așa copiilor până într-un an de zile, 9-11 luni cu doza zero și apoi continuarea cu vaccinul din programul național la 12 luni și la 5 ani. Absolut orice copil care nu a fost vaccinat poate să fie vaccinat de către medicul de familie, deci se face în această perioadă și, de fapt, până la urmă, oricând, dar în această perioadă trebuie mai ales să conștientizăm acest lucru, că mai bine vaccinăm copilul, recuperăm vaccinarea, decât să treacă prin boală. Orice boală înseamnă boală, înseamnă suferință. Atât și pentru mult mai multe riscuri, cu siguranță. Riscuri, pentru că orice situații. Boală înseamnă și complicațiile bolii. Și rujeola sau pojarul are complicații atât ale aparatului respirator, cât și complicații la nivelul sistemului nervos central. Iar o encefalită rujolică da, poate să ducă chiar la deces. Și în țară știți foarte bine că au fost declarate decese atât la copii foarte mici, de 3 luni, cât și la adulți. Avem și în județul Hunedoara astfel de cazuri, fiind, iată, în epidemie și din acest punct de vedere. Cazuri de rujeolă, da. Deci, pentru județul Hunedoara, primele cazuri de rujeolă au fost declarate în luna octombrie 2023. Până la această oră am avut confirmate 151 de cazuri de rujeolă. E mult puțin comparativ. Am avut 263 de suspiciuni. Ce să spun, mult puțin? Eu zic că este mult. Atâta vreme cât avem posibilitatea să prevenim această boală, ca această boală să nu mai existe, pentru că până la urmă, prin vaccinarea asta se dorește să nu mai existe bolile pentru care avem această armă extraordinară care înseamnă prevenție. Da, dacă luăm așa statistic, suntem acolo pe la mijloc, la fel cum suntem și în ordine alfabetică, suntem la mijlocul clasamentului pe județe ca și număr de declarate și diagnosticate cu laboratorul de rujeolă. Ar fi extraordinar ca părinții să înțeleagă faptul că vaccinarea clar salvează vieți, că salvează și suferință, pentru că orice trecere prin boală înseamnă suferință și până la urmă fiecare dintre noi care suntem părinți dorim să avem copii sănătoși. Și atunci cred că două înțepături. Dacă pui în balanță două înțepături și pui în balanță minimum o săptămână de boală, cred că nu știu unde se înclină unde mai se tare. Înclină exact. Balanță. Pentru că pentru acest vaccin pe județul Hunedoara nu avem declarată niciun reacție rapidă, adică acele reacții
de efecte secundare și absolut toate acele teorii care erau și au existat voci care au spus, da, da, vedeți că a fost un medic din Anglia care a spus că nu, acest vaccin este în legătură cu o anumită boală, au fost totalmente, ca să spun așa, doborâte tot de studii științifice, pentru că medicul din Anglia și-a pierdut dreptul de practică, studiul lui fiind doar pe 27 de persoane, atât studii cât și în Anglia, cât și în țările nordice, în Franța, în America și Japonia, pentru că și Japonia a avut o perioadă, deci de asta spun că nu este, eu nu vă prezint lucruri care să vă spun, da, iau, uite, nu, și Japonia a fost un moment în care a spus, oare nu avem probleme cu acest vaccin? Nu, au făcut studii și au arătat clar că nu există nicio legătură între vaccinarea ROR și boala care se cheamă autism. Singura legătură este faptul că, într-adevăr, diagnosticul de autism se face în jurul vârstei de un an, doi ani. De ce? Pentru că în acel moment poți să vezi clar dacă copilul are legături cu, poate să facă asocieri sociale și legături cu lumea înconjurătoare. Și atunci acest lucru a dus la anumiți părinți să pună legătură cu vaccinarea. Dar, clar, studiile pe cohorte de 450.000, 650.000 de copii. Nu 27, ca în cazul prezentat de către dumneavoastră, da, anterior. Și iată încă o dovadă cât de important este să este ne informăm spus și să verificăm de 100 de ori, dacă putem, orice informație pe care o găsim acum pe toate rețelele de socializare, doar că trebuie să mai cernem puțin informațiile, să vedem cine a lansat acele declarații, cine a venit cu... Și să mergem cu informația până la capăt. Până la capăt, exact. Să mergem pe fir, să vedem cine este acea persoană, de ce spune acele lucruri și să mai citim și alte site-uri, eventual, că nu strică. Site-uri care sunt avizate, autorizate și sunt în măsură să spună dacă într-adevăr anumite vaccinuri pot dăuna sau nu. Deci, clar, de asta am spus, nimeni nu spune că nu există și efecte secundare. Orice medicament are efecte secundare. Dar revenim la acea balanță de care spuneați puțin mai devreme. Trebuie să vedem în balanță și să vedem și complicațiile care pot să apară în momentul în care trecem prin boală. Și atunci, haideți să încercăm să vedem până la urmă generația mea și asta a fost vaccinată, suntem mari, sănătoși, cu problemele cronice inerente adevărate vârste, dar nu cu probleme în urma vaccinării și tocmai pentru asta, prin vaccinare, da, s-a eliminat o boală acută, dar foarte multe alte boli încă există și știți foarte bine că în urmă cu o lună am avut o atenționare, da, a existat Institutul Național de Sănătate Publică a declarat că există o bacterie, Corina difterie, deci care dă difteria și atenție, difteria este o boală gravă. Într-adevăr, ceea ce s-a determinat n-a fost acea bacterie care dădea și toxina difterică. Dar întotdeauna când apare un agent microbian, toată lumea trebuie să stea în alertă și vaccinarea salvează vieți. Trecerea prin difterie este foarte, foarte, foarte gravă și decesele au fost frecvente, iar tratamentul se face doar cu sera antidifterii care există și se mai fabrică doar în mai puține țări decât înainte, ceea ce înseamnă că intervenția este mai greoaie în momentul în care ar apărea o boală, în momentul în care noi avem vaccinare.
vaccinarea copiilor este foarte importantă, pentru că, da, sunt boli pe care noi poate nu le mai știm. Și să unele dintre ele reapar. Și da, și avem de asta zic că, vedeți, alertele nu sunt doar de gripă. Poate că noi, cei din sistemul sanitar, suntem mai atenți la aceste alerte, dar tocmai de aia vreau să le transmit și populației. Și mai ultimul doresc, minut din emisiune, așa să mai spun că 4 februarie a fost Ziua Mondială de Conștientizare a Cancerului. Și pot să fac legătura și între cancer și vaccin, pentru că cancerul de col uterin se poate preveni prin vaccinarea împotriva HPV. Deci salvăm vieți, pentru că din păcate România este pe primul loc la număr de cazuri de col uterin și la număr de decese de col uterin, și cancerul de ficat poate și el să fie prevenit. Prin ce? Prin vaccinarea împotriva hepatitei de tip B. Lucru demonstrat științific. Și atunci, dacă avem acest lucru la dispoziție, de ce să trecem prin boală? Iar prevenția înseamnă și depistare precoce, și atunci ar fi extraordinar să mergem la tot ce înseamnă depistare precoce și să nu așteptăm să ne doară, să apară sângerări. Pentru că în momentul în care cancerul doare, înseamnă că este în faze avansate. Și din păcate sunt destul de mulți pacienți care ajung la medic în acest stadiu, și pentru noi toți ceilalți pot fi luați și ca un exemplu, pentru că prevenția, așa cum spuneați și dumneavoastră, da, ar trebui să fie așa literă de lege pentru fiecare dintre noi, deși la un moment dat, cum spuneați, dacă nu ne doare, sau poate și dacă ne doare, dar nu ne doare atât de tare, evităm să mergem la medici, că ne trece. O fi de la vreme, o fi cine știe de la ce, nu este o atitudine corectă și față de noi, în primul rând, dar și față de cei dragi din jurul și nostru. Față de cei dragi, pentru că cancerul nu înseamnă suferința doar a persoanei respective, ci înseamnă suferința unei familii. Și da, la fel cum tratamentul nu înseamnă doar un simplu medic, ci este un colectiv de medici, mai bine să folosim acel colectiv de medici pentru prevenție. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!